Salutare vulpițelor și vulpișorilor! Astăzi suntem alături de Houdini. Salutare, salutare! Și suntem pe contul vulpișorului Andrei! Ce... Ei, ei, ei! Ei, ei, ei! Ce face Andrei? Ce mai Andrei? Ce facem astăzi pe contul lui Andrei, vulpițelor și vulpișorilor? Bineînțeles, cred că vă prindeți! O să facem un opening din Brawl Pass de aici frumos și... Având în vedere că are 2817 trofee, eu zic că avem șanse să ne pice ceva șmecher. Hai să ne pice un brawler din ăla șmecheros, Foxy, așa cum îți place ție. Are tier 16 și hai să vedem ce brawler e. 18 din 38, eu zic că e clar, ne pică. Ne pică și sper că nu fața. Mamă, ia uite câți brawleri. Mamă, câți îi lipsesc. Ho, ho, ho. Eu zic că e pică Sarge. Ia uite cum arată iconița de la crău acum, vezi ce alungit-o-i? Da, l-a prins de cioc cineva pe crău. Așa arată, da. Și apropo, nu uitați să vă abonați dacă nu sunteți abonați. Puteți face asta apăsând butonul de subscribe sau abonați-vă, depinde cum vă apare. Am și Instagram foxy.insta, dați și acolo un mare follow, like, comentarii, super ok ca de obicei. Și hai să vedem. Haide, deschide Foxy să înceapă opening-ul ăla blandau. Să înceapă nebunie, nu? Distracția. Da, să vină brawlerii la vulpiță. Să vină 10 gemuri, bogăție. Bogăție, frenezie. Așa. Mamă, când picau gemurile din boxuri, mai știi, Foxy? Ce frumoasă perioadă. Aoleu. Îmi amintește de copilărie. Cam așa se simte. Hai să vedem. Bă, dar nu! Nu strălucește, asta e faza, nu strălucește. 50 de bănuți. A strălucit? A strălucit acolo la bănuți. Doi, trebuie să fie cu 3 la asta, cred. Sau, uite, un bonus, 200 token doubler, nice. Măcar am primit token doubler. Da. Hai că mai avem 6. Mamă, ce m-am speriat și eu, da? S-a deschis așa greu, n-ai văzut cum a făcut, mamă? Da, am crezut că e clar, pică. Foarte din greu. Asta poate? A, nu. Aproape că scripăcea. Dar din Megabox. Eu zic că Megabox o să fie cu 6, eu așa zic. Ce ziceți? Ne pică din Megabox. Hai eu să așa vedem. 6? E cu 5. A... De ce e cu 5? Mama mia, ce m-am speriat. Am zis că vine cu 6. B-Box? Poate, poate, cine știe? Nu, din asta nu a fost. Hai să vedem din următorul. Poate din Brawl Box. De obicei când nu spică din Mega Box, se spică din Brawl Box. Este, poate și B-Box. Nu! A, nu a strălucit nici de asta. Ne-a mai încă îmbogățit 10 puțin. Gemuri. B-Box și ultimul Brawl Box. Ăla-ți dă, Fox, ăla-ți dă ceva ca lumea. Asta, mamă, un nou Brawler. Trebuia să pariez pe B-Box. Am zis că poate B-Box. Ai văzut? Da. Trebuia să fac pariu că câștigam. Mamă, nice, hai să vedem ce brawler ai picat-o. Stai puțin, ia zi, ce raritate crezi că o să aibă? Eu cred că este epic. Asta am vrut să zic și eu, acum ce mă fac? Zice brawler. Da, mai aveam nevoie de brawler epic, apropo că nu m-am uitat, n-am fost atent. Cred că da. Nu știu. Eu zic că e epic. Eu zic că e super rar. Cred că super rar? S-ar putea să fie avut nevoie și de super rar. N-am fost dar nu mai atentă. Știu, nu mai știu, asta e faza. În fine. Mi-am șters memoria. Dacă nu-i super rar, deci dacă pică super rar, am dreptate. Da, și dacă pică epic, am eu dreptate. Dacă pică legendară, avem amândoi dreptate. Chiar dacă nu am mizat pe asta, și? Și este chiar super rar, bravo, Penny. Ce am câștigat, ia zi? Nu știu, că n-am pus pare pe nimica. Oh, de ce? M-ai păcălit. Ți-ai irosit câștigul, Foxy, îmi pare rău. Ești un husky șmecher. Ți s-a luat de la vulpița și riatul. Îmi pare rău. Of. Dar măcar a picat, ai văzut? Hai să mai facem acum un pariu în cască. Hai să vedem. Dar nu cred că mai pică acum. Dacă am dreptate și pică tot super rar, ce să faci tu? Ia să mă gândesc. Nu știu. Dăm 3 variante. De ce o să faci tu? Aoleu, păi nu pot să-ți dau eu, că eu nu vreau să fac nimica. Păi tocmai, una dintre alea o să faci. Nu păi știu. Hai să vedem ce 3 variante ai vrea tu să faci. Nu știu, sincer. Vezi, e și bună cu tine. Păi aș vrea să îmi faci tu un tort mare.
Nu, aș vrea să îmi cuperi înghețată. Trebuie să faci tu, nu eu. Și aș vrea să mănânc jeleuri. Ok, am înțeles. Deci tu o să faci tort, tu o să cumperi înghețată și o să mănânc jeleuri. Ok. Aoleo, nu, Foxy. Oare? Na, n-o strălucit. Oricum n-ai câștigat. Oricum n-am pus pariu ce... Nici nu te-ai prins că n-am pus pariu ce ai fi câștigat tu dacă aș fi pierdut eu. Eu știam că n-o să mai fie încă un brawler. Am zis că n-are sens să mai, să-ți mai cer ceva. Și cine ne-a picat acum? Penny, așa? Da, Penny, da. Dăm un match cu Penny? Eu zic să dai un match cu Penny, da. Alegem eu hartă. Joacă la Hot Zone. Hot Zone? Ok. Da. Hai să vedem, mai grijă să nu pui mâna pe microfon. Asta încerc. Pe microfon. Atunci când joc pe telefon, am prostul obicei să pun mâna exact pe microfon. Mai ales când se încinge atmosfera. Când se încinge treaba. Oh, wow. Ia uite, s-a făcut cu zona asta pe un singur, pe un singur cerc. E tare și ăsta. Chiar că. Știi ce era mai tare? Ce? Să se schimbe zona, știi? Să se tot mute, să dispară, după aceea să apară într-un alt colț. Pe la un moment dat era și cu trei, cred, dar nu se mișcă, gen. Da, gen să se miște, știi? Dispărea asta și apărea altundeva. Dar, sincer, și așa e greu și fără să se miște, știi? Da, numai că dacă se mișca, aveau șansă ambele echipe să mai câștige. Așa, dacă o echipă ia zona, e gata. Cealaltă nu mai are, nu mai prea are șanse să vină. Uite, ia uite cine a făcut. Depinde, acolo. Ia uite, da. Voi aveți 60%. Pune tureta, pune tureta. A, dai, bateți. Ne-am întors în forță. Da, ia uite, deja aveți 70%, mamă. Mamă, eu cine-o făcut acolo, Barlito? Da, păi dă-te jos de pe zonă, trebuie să dai jos. Păi da, dar trebuie să ținem zona cât mai mult, ca să câștigăm mai repede, știi? Nu știu, numai să nu vă bată ei după aia. Da, știți că am slăbani, parcă așa mi se pare mie. Op, dați la el primo. Ala-i și l-ați câștigat, ați capturat zona. Super. Bravo, ia uite, Olaf Pro 333 a ieșit star player. Olaf e cel din Frozen. Da. E omul de zăpadă. Omul jăpejilor. Așa, pe ce hartă să ne mai jucăm și cu ce brawler? Hai să vedem. Păi, hai să vedem ce brawler mai are. Joacă-te cu cel care are cele mai puține trofee, să vedem. Pune acolo sus după trofee și joacă-te cu cel care are cele mai puține trofee. Și cum fac treaba asta? Uite aici și sus, dai unde scrie după raritate. Și punem după așa, după cele mai puține. Pe Penny. Nu, următorul, pe Piper. Joacă-te cu Piper. Așa, și pe ce hartă? Joacă-te la solo acum. La solo? Da. Mamă, ce indicații ai astăzi! Cu Piper la solo, mamă, o să fie nebunie. Chiar că. E greu cu Piper la solo. Da, dar cred că mă descurc. Așa zici? Eu așa zic. Hai să vedem. Mă, că n-am nicio cutie lângă mine. Să vedem ce loc scoți. Aoleo, că l-ai ratat. Nu l-ai ratat. L-ai și bătut. Te-ai liniștit. Aoleo, vezi că vine să te vâneze. Uite, bă, ce le dă Foxy, bă! Nu te speria! Nu vine să cred, uite, și acolo sus mai sunt cutiuțe o grămadă. Da, sigur. Băi! Aoleo, ai dat ultimata, de ce ai dat-o? Dar din greșeală, să știi. N-am făcut asta intenționat. Aoleo, te bate colteanul, Foxy? Nu mă bate, dar aveam puțin. Dai, bucata! Bravo, colectează dacă poți. Dar mai e cineva aici. Știu, da. Colectează-o și pe alaltă dacă poți. Aoleo. Nu mai dau auto, că dă în cutie. Că ai cutia lângă. Vezi că are mult. Nu mai dau auto. Da, acum mi-am dat seama ce fac cu auto. Păi da, îți dă în cutie dacă e aproape. Te-o prins. Nu mai ai ce să faci. Hai, ultima ta. Scap. Dai bucata, încă una, încă una. Au sărit, nu vine să cred. Dai bucata, încă una. Dar te bate la alt. Dar nu mai, știi care era faza? Nu mai avem atac. Da, știu, dar era greu să scapi oricum de amândoi. Oricum
ne-am trolat puțin. Da. Plus 7 trofee, nice, bravo. Bun. Și cu cine să ne mai jucăm? Acum joacă-te cu cel care are cele mai multe trofee. Ia să vedem, nu, mai dai. Acum, sus de tot, dai. Bul. Cu bulache, ia să vedem. Pe ce hartă? Joacă-te la Gem Grab. Ok. Hai să vedem cu bul la Gem Grab. Hai să vedem ce spor o să am cu bul. Cum am vrut? Bagă Foxy. Apucă răsul. Dă-le în freză. Hai să pun că sunt nervoasă. Nervoasă. Să fugă ăștia că mă văd. Dă-le. No, ce nervoasă am fost. Ai văzut ce am făcut acolo? Mm-hmm. N-am făcut un mare nimic. Iar pun că sunt nervoasă. Bul e nervos. Și dă pe jos. E cam atât pe aici așa. Dai, fură. Dar nu mai am atac, tu vezi? Da, rămâi fără atac. Păi te bați cu prea mulți deodată, știi? Și e greu. Trebuie să ajungi cumva lângă ei. Dacă poți. Te știu, ai grijă. Degeaba că echipa ta e jos. Hai că m-o bătut înainte să-mi dau ultima. Uite acum, cred că, nu. Am crezut că bate și echipa ta ceva, dar aparent nu a fost așa. Oh, Geronimo! Ăla-i, bravo. M-am dus pe ăsta. Da, trebuia să colectez mai degrabă. Oricum e bine. A colectat cineva? Dacă îl bateți pe ăla, sunteți pe countdown. Ăla-i, adună-le pe toate. Aoleu, unde te-ai dus, Foxy? Da, că se descurcă ei, că-s băieți mari. Nu știu ce să zic eu, uite că dacă se bagă pe bătaie o să pierdeți. Nu te băga, băi, Azorel. S-a băgat. Uite, ține tu la distanță măcar. Hai, 5, 4, 3, hai 2, că se bag cu mine. 1 și ăla e, bravo. Forță. L-ați câștigat, nice. Mamă, eu uite. Cine a ieșit star player? Chiar eu. De fapt, Andrei. Bravo, Andrei. Foxy. Bravo, Andrei Foxy. Da. Deci cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut și sper că v-a plăcut, nu uitați să vă abonați, să rupeți butonul de like. Instagramul meu este foxy.insta și noi ne revedem ca de obicei în fiecare zi aici pe YouTube. Vă pup și pentru opening-uri să scrieți pe adresa de e-mail care o găsiți mereu în descriere. Pa, pa! Pa, pa!